Bună ziua, dragile noastre prietene, dragile noastre ascultătoare și paciente. Astăzi am hotărât să prelungim seria noastră de videouri educaționale în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive și iarăși am să culeg informația din întrebările pacientilor care ne-au fost adresate nouă pe parcursul acestor luni, în timpul cărora, sper că știți, am ajutat la foarte multe femei, oferind serviciul de avort medicamentos prin telemedicină și vreau să vă anunț că astăzi avem o mare bucurie. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale astăzi a aprobat documentul care noi îl așteptam foarte mult, la care am lucrat, Standardele Naționale, întreruperea sarcinii în condiții de siguranță, unde a fost aprobat și capitolul avortul medicamentos la distanță, prin telemedicină. Vă povestesc care sunt alte indicații sau alte situații în care poate fi cu succes și siguranță utilizate preparatele pentru avortul medicamentos. Care țineți minte cu toții că primul preparat este mifepristolul, care este un preparat care neutralizează hormonul sarcinii, și preparatul numărul 2, numim noi, sau misoprostolul, preparat este o substanță care contractă uterul și elimină din el ceea ce trebuie de eliminat. Și, în primul rând, vreau să vă spun că una din indicații este sarcina stagnată. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că în situații de sarcină stagnată, chiar și dorită, unii medici, din păcate, continuă să insiste la evacuarea chirurgicală a cavității uterine, ceea ce nu este tocmai corect, pentru că așa o sarcină, da, trebuie eliminată din uter, dar foarte cu succes poate fi făcut lucrul ăsta și medicamentos, deci fără intervenția chirurgicală în cavitatea uterină. De ce asta este important? De ce? Că în cavitatea uterină deci este un strat foarte fin, dar foarte important pentru purtarea următoarelor sarcini. Și cât mai puține intervenții, cât mai puține acțiune asupra acestui strat mucos foarte subțire și foarte fin vor avea loc, cu atât va rămâne mai sănătoasă cavitatea uterină și mai aptă să conceapă și să poarte mai departe sarcini fără de probleme. Deci, repet încă o dată, într-o sarcină stagnată, absolut sigur este și eficient este de utilizat preparatele pentru avortul medicamentos. Dar e alegerea dumneavoastră, dacă credeți că chirurgia vi se potrivește mai bine, vreți un efect mai rapid, în câteva minute, să zicem, vă rog să optați nu pentru chiuretajul cavității uterine, ci pentru cel puțin aspirarea vacuum manuală sau electrică. A doua indicație sau unde mai poate fi utilizat avortul medicamentos este avortul spontan sau incomplet. Avortul spontan, situația când femeia își dorea sarcina și, din păcate, din cauza unor momente, sarcina s-a pierdut sau este în proces de pierdere. Iată, iarăși, e o indicație pentru avortul medicamentos și nu neapărat pentru completarea acestui avort spontan sau incomplet cu aspirare sau cu chiuretaj, cu atât mai mult. Da, foarte, fără nicio problemă, poate fi utilizat același avort medicamentos pentru completarea avortului spontan sau dacă sunt ceva retenții, sunt ceva fragmente de sac gestațional sau fragmente ale sarcinii care s-a eliminat în cavitatea uterină. Repet încă o dată, categoric nu se acceptă în situația aceasta chiuretajul cavității uterine. Deci sau completare medicamentoasă și în situația aceasta este de ajuns administrarea doar misoprostolului. Mifepristolul nu-și mai are aici rolul, pentru că sarcina și așa este în curs de eliminare. Și misoprostolul completează aceste avorturi incomplete perfect, fără ca să fie vreun amestec chirurgical traumatizant pentru cavitatea uterină. Altă întrebare din partea dumneavoastră a fost dacă putem utiliza avortul medicamentos în anomaliile dezvoltare uterine. Și aici e vorba sau de uterul în formă de șa, sau, ca să înțelegeți mai bine, el seamănă ori așa cu o inimă. Deci nu este o formă rotundă perfectă, ci are așa parcă două extremități. Deci varianta cea mai manifestată a acestei patologii este așa numit uter de dublat. Deci în situațiile acestea avortul medicamentos este chiar mai indicat decât cel chirurgical, pentru că în cel chirurgical, fie vacuum, cu atât mai mult nu este indicat chiuretajul. În cel chirurgical pot fi erori de eliminare a cavității uterine și atunci ne întrebăm dacă s-a întâmplat
completamente acest avort, dacă n-a rămas nimic în cavitate uterină. Deci, repet încă o dată, avortul medicamentos în situația aceasta este mult mai indicat, mult mai indicat. Apropo, ca și în situațiile când pacientele au avut în anamneză operație cezariană, fie una, fie câteva, cu atât mai mult, în așa o sarcină nedorită, dacă vrem să o întrerupem, este mai indicat avortul medicamentos și nu este deloc contraindicată situația când aveți cicatriciu pe uter. Și din potrivă, cel chirurgical poate să comporte anumite riscuri. În ce situații este la fel mai indicat avortul medicamentos vis-a-vis de cel chirurgical? E situația când ați avut o traumă a colului uterin sau a uterului cu atât mai mult și orice altă încercare de dilata colul uterin poate fi traumatizantă pentru el. La fel este mai indicat avortul medicamentos sau orice situație în care avortul chirurgical ar putea crea probleme tehnice. Situația, spre exemplu, de combinație unei sarcini nedorite cu un miom uterin. În miom uterin, mai ales multinodular, atunci când nodulii acestui miom modifică forma cavității uterine, în situația aceasta, cu atât mai mult, este indicat mai mult avortul medicamentos decât cel chirurgical. Acestea erau situațiile când metoda medicamentoasă poate fi utilizată ca metodă de tratament. Și vreau să atenționez că în ce situații categoric nu se utilizează ca tratament preparatele pentru avort medicamentos. Asta e vorba de sarcină extrauterină. De ce nu se utilizează? S-ar părea că e aceeași sarcină. În sarcină extrauterină nu se utilizează preparatele pentru că în trompa uterină, în care de cele mai deseori se localizează o sarcină extrauterină, nu sunt receptori cât de progesteron, și ei se află doar în cavitate uterină, corespunzător primul preparat mifepriston în care noi îl utilizăm în acest avort, nu va avea contactul cu receptorii din trompă, pentru că ei acolo nu se află. Și mifepristonul nu va acționa nicicum această sarcină extrauterină. Misoprostolul, preparatul care contractă uterul și face ca să elimine sarcina dorită din uter, repet încă o dată, nu va acționa deloc asupra trompei uterine. Corespunzător, dacă totuși femeia are o sarcină extrauterină și vom administra avort medicamentos, ce o să se întâmple? Nu se întâmplă nimica. Ea va evalua în continuare și la termenul cel mai favorabil pentru ruperea acestei trompe, undeva în jur de 8 săptămâni, 7-8 săptămâni, această trompă nu va rezista și se va rupe împreună cu o hemoragie foarte mare în cavitate uterină și așa mai departe. De ce am pomenit despre sarcina extrauterină? Aici am pomenit pentru că vreau să vă atenționez că incidența sarcinii extrauterine în contingentul de femei care devin gravide ușor, care nu au avut situații de sarcină extrauterină în trecut sau nu au avut intervenții pe trompele uterine, incidența sarcinii extrauterine este foarte, foarte mică, mult mai mică decât în populația generală. De aceea și în utilizarea avortului medicamentos la distanță, prin telemedicină, marea majoritate de femei nu au efectuat examenul ultrasonografic pentru a confirma sarcina în cavitate uterină. Pentru că, repet încă o dată, în femeile, în contingentul de femei care se adresează la noi pentru întreruperea sarcinii dorite, ea se întâlnește extrem, extrem de rar. Dar și are niște simptome anumite, ca durere în regiunea abdomenului, ca eliminări stranii, ca fenii insistente după ce a avut reținere de menstruație, ceea ce ne dă de suspectat că am putea avea de facere cu așa o situație și atunci, evident, într-o așa situație, noi să utilizăm toate metodele, fie ecografia, fie ecografia plus datarea cantitativă a hormonului sarcinii cu gonadotropină corionică ca să excludem la așa o pacientă sarcina extrauterină. Cam asta era tot ce vroiam să vă spun. Vă doresc sănătate și vă doresc să evitați cu succes o sarcină dorită. Priviți în continuare videourile noastre în care încă o dată o să vă oferim informația cum eficient să evitați sarcina dorită. Iar dacă totuși s-a întâmplat, nu uitați că suntem aici ca să vă ajutăm și ca să vă ghidăm, să vă oferim toată informația pentru ca să treceți prin procesul întrerupirii unei sarcini dorite, sigur, eficient și cât mai puțin traumatizant, așa că să rămâneți sănătoase, să deveniți gravide și să purtați sarcini cu succes în continuare, până la capăt atunci când veți considera că este momentul cel mai potrivit. Sănătate!